numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Tot pământul să te adore și să-ți cânte ție, Dumnezeule, să cânte numelui tău, Dumnezeule preanalt. Ne însușim, iubiți credincioși, la începutul acestei sfinte liturghii, îndemnul psalmistului. I-am cântat împreună numelui Dumnezeului preanalt. Îl adorăm împreună la această sfântă liturghie. Astăzi biserica întreagă celebrează a 104-a zi mondială a migrantului și refugiatului. Suntem chemați să ne rugăm pentru toți aceia care, din diferite motive, sunt constrânși să-și părăsească țara de baștină pentru a căuta locuri și persoane mai primitoare pentru viața aceasta. Într-o oarecare măsură, însă, și familia din Nazaret a experimentat această realitate dură a migrației, a refugiatului. Ne rugăm pentru toți aceia așadar care și astăzi sunt constrâși să experimenteze această viață dură a înstrăinării. Totodată îi cerem iertare bunului Dumnezeu pentru toate acele momente din viața noastră în care l-am constrâns prin păcat să caute alte inimi generoase, calde, care să-L primească. Îi cerem iertare și ne dispunem sufletele pentru a primi prezența sa și sălășluirea sa în sufletele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Pe pământ,
Oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care stăpânești toate câte sunt pe pământ și în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău și dăruiește timpurilor noastre pacea ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea întâi a lui Samuel. În zilele acelea, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă, și Samuel stătea în templul Domnului, unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă. A alergat la Eli și i-a zis, m-ai chemat? Iată-mă. Eli i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. S-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, m-ai chemat? Iată-mă. Eli i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Samuel nu îl cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, m-ai chemat? Iată-mă. Eli și-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr și i-a zis lui Samuel, mergi și te culcă,
Și dacă vei mai fi chemat, spune, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, i s-a arătat și l-a chemat ca mai înainte. Samuel, Samuel. Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. Samuel creștea, Domnul era cu el și nu a lăsat să se piardă niciunul dintre cuvintele Domnului. Cuvântul Domnului. Iată vine, Doamne, ca să fac voința ta. Dor l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile. Nu ceri nici arder de tot, nici jertfă pentru păcat, pentru ce am zis, iată. Sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta. Dumnezeul meu, aceasta o doresc, legea ta este în adâncul inimii mele. Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare, nu-mi închid buzele, Tu știi lucrul acesta, Doamne. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul și Domnul pentru trup. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea Sa. Nu știți voi că trupurile voastre sunt membrele lui Hristos? Cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu El. Fugiți de desfrânare. Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuiește prin propriul său trup. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț mare. Așadar, preamăriți-L pe Dumnezeu în trupul vostru. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia.
Mesia care este Hristos, harul și adevărul au venit prin El. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis: Iată-l pe mielul lui Dumnezeu. Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus. Iisus s-a întors și văzându-i că îl urmează, le-a zis: Ce căutați? Ei au spus: Rabi, ceea ce tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? El le-a zis: Veniți și vedeți. Așadar au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul dintre cei doi care l-auziseră pe Ioan și îl urmaseră pe Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său Simon și i-a spus: L-am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Privindu-l, Iisus i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Ioan. Tu te vei numi Chefa, care înseamnă Petru. Cuvântul Domnului. Cernice Părinte Paroh, cernici preoți, iubiți credincioși, lăudați să fie Iisus și Maria. Atunci când dorim să plecăm într-o călătorie, într-un loc în care nu am mai fost niciodată sau într-o zonă pe care nu o cunoaștem foarte bine, de regulă căutăm soluțiile cele mai eficiente care să ne ajute să ajungem la respectiva destinație. În acest sens, fie urmărim diferitele indicatoare care sunt prezente pe străzile noastre, fie ne montăm un GPS pe bordul mașinii cu care călătorim, fie ne oprim din când în când și întrebăm pe cineva care cunoaște cu siguranță mai bine decât noi destinația noastră. Oricare din aceste variante le-am alege, sau altele asemănătoare, cert este că nu putem să ajungem, fără ajutorul cuiva sau a ceva, la destinația pe care ne-am propus-o, fără a ne expune riscului de a ne rătăci. Deci avem nevoie de îndrumători, avem nevoie de ghizi în viața noastră. Nu putem să facem absolut orice, fără a apela măcar din când în când la ceva sau la cineva care să ne ajute să mergem mai departe în viața noastră într-un mod mai armonios și mai senin. Când vine vorba de credința noastră, de sufletul nostru, putem spune că lucrurile se prezintă oarecum în același mod. Pentru a crește în cunoașterea lui Dumnezeu și pentru a-i descoperi adevărata sa voință cu privire la viața noastră, avem nevoie de persoane care să ne îndrume. Iar lecturile pe care Biserica ni le propune să le ascultăm și să le medităm în această a doua duminică din timpul de peste an, ne arată tocmai care sunt și cum se comportă adevărații îndrumători în viața noastră de credință. De asemenea, aceste texte ne demonstrează nevoia pe care noi oamenii o avem de adevărați îndrumători spirituali, care să ne ajute să discernem cuvântul lui Dumnezeu,
atunci când îl citim sau când îl ascultăm. În acest sens, astăzi ies în evidență doi astfel de îndrumători, care au reușit, fără să se pună pe ei în lumină, să arate adevăratul chip și adevărata voință a lui Dumnezeu. Cu toate că erau persoane importante și influente în societatea în care trăiau, au reușit să treacă peste prestigiul lor și au scos în evidență o persoană mult mai importantă. L-au scos în evidență, sau dacă vreți, l-au pus în lumina reflectoarelor pe însuși Dumnezeu. Cu primul exemplu ne-am întâlnit în prima lectură de astăzi, luată din cartea lui Samuel. Textul ne spune că acest copil, Samuel, a fost crescut efectiv în prezența lui Dumnezeu. După ce a fost înțărcat, mama sa, Ana, l-a lăsat în grija lui Eli, preotul de la templul din Shiloh. Iar acolo a fost crescut chiar de către preot, iar el se comporta ca un fel de ministrant de al lui, adică era cel care îl ajuta la diferitele sale activități. Mama sa, Ana, face acest lucru, adică îl lasă în grija acestui preot, ca un act de recunoștință adus lui Dumnezeu, pentru că acesta a binevoit să privească la suferința ei, a binevoit să-i dăruiască un copil, cu toate că ea era sterilă. Însă chiar dacă Samuel a crescut în acest ambient religios, vedem astăzi că atunci când Dumnezeu îl cheamă, îl strigă pe nume, el nu este capabil să-l recunoască. De fiecare dată când era strigat, el credea că este Eli și se afișa în fața lui. M-ai chemat? Iată-mă! Și aici este în evidență, iubiți credincioși, figura primului îndrumător de astăzi, preotul Eli, care atunci când își dă seama că de fapt Dumnezeu este cel care îl cheamă pe copilul Samuel, îl îndrumă, îi spune practic ceea ce trebuie să facă. Vorbește, Doamne, cât slujitorul Tău ascultă. Dar poate ne întrebăm, de ce nu a ales Dumnezeu să-i vorbească într-un mod direct, într-un mod deschis lui Samuel? Samuel, Samuel, sunt eu, Domnul Dumnezeul tău. Acum ascultă ceea ce vreau să-ți spun. De ce a ales Dumnezeu să vorbească, să se folosească de o voce care semăna foarte mult cu cea a preotului Eli? A ales să facă acest lucru pentru că Dumnezeu, de regulă, lucrează prin intermediul oamenilor. El este cel care se coboară la nivelul nostru de înțelegere. Acestea sunt, dacă vreți, canalele obișnuite ale cuvântului lui Dumnezeu și ale harului său în viețile noastre. Ceva similar am ascultat și în Evanghelia de astăzi, luată din Evanghelistul Ioan. Am văzut acolo că doi discipoli de-a lui Ioan Botezătorul erau împreună cu acesta, pregătindu-se pentru cel care urma să vină. De ani de zile se pregăteau cu post și rugăciune pentru întâlnirea lor cu Mesia. Dar când în sfârșit Mesia a trecut pe lângă ei, ei nu au fost capabili să-l recunoască. Pentru a-l putea recunoaște, au avut nevoie de călăuzirea celui de-al doilea îndrumător, care este în evidență astăzi, Ioan Botezătorul. Dacă este să citim Evanghelia puțin mai departe, observăm că acești doi discipoli ai lui Ioan, împreună cu alți doi, vor forma primul nucleu al discipolilor lui Isus. Dar pentru moment, ei nu au fost capabili să înțeleagă ceea ce le-a pregătit lor Providența. Până când Ioan Botezătorul nu le-a arătat cu degetul, nu le-a spus în mod deschis, iată-L pe Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe Cel pe care îl așteptăm de atâta timp. Și noi, iubiți credincioși, de multe ori spunem că Iisus este prezent în viața noastră, spunem că este prezent în mijlocul nostru, dar de multe ori nu suntem capabili să-L recunoaștem. Poate de multe ori spunem că suntem foarte aproape de El, chiar îl și atingem în taina Preasfintei Împărtășanii, dar riscăm să nu îl întâlnim într-un mod adevărat dacă refuzăm să fim ghidați, dacă refuzăm să fim îndrumați. Pentru că adevărata noastră credință nu este o teorie, nu este o ideologie, nu este nici măcar o simplă simpatie față de anumiți oameni,
Ci adevărata noastră credință este un drum, este o cale care, parcursă zi de zi, este cea care conduce la întâlnirea personală cu Hristos. De fapt, adevărata noastră vocație a fiecăruia dintre noi este aceea de a ajunge la această întâlnire cu Hristos și apoi de a-L urma pe El, indiferent de ce, în ce stare de viață ne-am afla. Mereu va fi nevoie de preoți ca Eli și de profeți ca Ioan Botezătorul, care să ne ajute pe acest drum al nostru spre Hristos și să ne-L indice pe El. Iar astăzi, îndrumătorul cel mai pertinent, cel care practic continuă misiunea lui Eli și a lui Ioan Botezătorul, nu poate fi altcineva decât Biserica, cea care a fost aleasă de Hristos să ducă mântuirea sa la toate popoarele. Vedem însă că această practică a îndrumării spirituale, atât de mult practicată și atât de mult îndrăgită în trecut, în baza căreia oamenii veneau la biserică pentru a găsi alinare pentru problemele lor, pentru a găsi un răspuns la frământările lor, în vremurile noastre este într-o continuă decădere. Astăzi ne așteptăm ca acest rol al bisericii să fie înlocuit practic de răspunsurile unor consilieri profesioniști care pot sau nu să împărtășească credința noastră. Ne așteptăm ca aceste persoane, cu siguranță foarte bine pregătite, să dea un răspuns chiar și la cele mai profunde întrebări ale noastre. Dar vă întreb, cine ar putea să ne ajute cel mai bine în lucrurile spirituale, dacă nu cei care, dacă putem să ne exprimăm astfel, sunt pe aceeași linie de undă cu Dumnezeu? Creștinismul nu este o religie a lui mă descurc și foarte bine singur, sau a lui nu am nevoie de biserică, nu am nevoie de preoți, pot să-mi port și singur de grijă. Hristos a lăsat biserica pentru noi oamenii. Ea nu este o realitate ruptă de problemele cu care ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi, ci din contră, ea este destinată să ne ajute pe acest drum al nostru. Iar unul din modelele noastre astăzi ar putea fi acel demnitar înalt din cartea Faptele Apostolilor, care citind Sfânta Scriptură a simțit nevoia de ajutor. Înțelegi ce citești? L-a întrebat apostolul Filip, la care el răspunde: cum aș putea să înțeleg dacă nimeni nu mă îndrumă? Să nu ezităm așadar, iubiți credincioși, să apelăm la îndrumătorii cei mai calificați în problemele noastre de zi cu zi, pentru că făcând astfel, drumul nostru spre Hristos va fi unul mult mai lin și mult mai senin. Lăudați să fie Iisus și Maria! Iar acum să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi
și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să-i cerem acum Tatălui în rugăciunea noastră coerența adevăraților ucenici ai lui Hristos, care primesc plinătatea mesajului său și se angajează în mărturia creștină. Să ne rugăm împreună spunând: Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca Iisus Hristos să fie pentru lume exemplu de iubire și solidaritate, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca tinerii și tinerele pe care Domnul îi cheamă la urmare speciale în viața de apostolat, asemenea lui Samuel, să răspundă cu generozitate și bucurie chemării venite din partea sa, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca acele persoane care trăiesc încă în îndoială și mai întreabă: Învățătorule, unde locuiești, să poată găsi calea care conduce la întâlnirea cu Domnul, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca tinerii, copiii, cei în vârstă singuri, cei bolnavi, cei neînțeleși și cei descurajați, să găsească în angajarea noastră creștină un ajutor concret și un motiv de încredere, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca drumul nostru, alături de cei cărora duritatea vieții le-a stins orice speranță, să-i ajute să-și regăsească încrederea și voința de a se angaja pentru un viitor mai bun, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Pentru ca noi, cei adunați în jurul altarului, să experimentăm iubirea milostivă a lui Dumnezeu, să ne rugăm. Iisuse, Învățător și Domn, ascultă-ne! Părinte Sfânt, dă-ne ca, prin cuvintele și stilul nostru de viață, să dăm mărturie credibilă despre Iisus, mielul nepătat, pe care Tu l-ai dăruit lumii pentru mântuirea ei. Așa te rugăm, prin Hristos, Fiul Tău și Domnul nostru. Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mlădița sfântă a lui David, slujitorul Tău. Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta, prin pâinea pe care Ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor. Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru pâinea pe care o frânge, prin care Fiul Tău, Iisus Hristos, ne dă cunoaștere și viață suprafirească. Se adune biserica din toate colțurile pământului în împărăția Ta.
purtați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind din morți ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne,
Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și cu și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Cibus in legalibus, cibum
Să ne rugăm. Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul Tău de iubire, pentru ca, hrăniți din unica pâine cerească, să fim o singură inimă și un singur suflet în slujirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei. Vă rog să luați puțin loc. Săptămâna aceasta, joi, 18 ianuarie, începe octava mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor. În fiecare seară din această octavă, la ora 17, în diferite locații din Iași, programul celebrărilor va fi următorul: joi, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași; vineri, la Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus; sâmbătă, în capela Surorilor Providenței, cunoscut și locația ca Trei Sarmale; duminică, la Biserica Sfântul Anton de Padova; luni, capela Mănăstirii Don Orione; marți, capela Surorilor Sfânta Maria a Divinei Providențe la Plopii Fără Soț; miercuri, în capela Fraților Școlilor Creștine; iar în cea de-a opta zi, joi, 25 ianuarie, încheierea octavei aici, în Catedrala noastră Sfânta Fecioară Maria Regină. Sigur, vor fi aceste celebrări la care suntem invitați să participăm cât mai mulți. Cei care nu au posibilitatea sunt invitați să se roage, în particular acasă, în spiritul acestei octave de rugăciuni, pentru ca visul Mântuitorului, dacă se poate spune așa, ca toți să fie una, să devină o realitate cât de curând. Ne apropiem, iubiți credincioși, de sfârșitul programului Sfințirii Caselor și Binecuvântării Familiilor. Vă mulțumim pentru înțelegerea și răbdarea de care dați dovadă așteptându-ne vizita și, de asemenea, în cazul în care există modificări ale adresei sau numerelor de telefon,
Vă rugăm să contactați preotul care este pe sectorul dumneavoastră pentru a-i ușura căutarea și găsirea dumneavoastră. Sigur, ne folosim de mijloacele moderne, de GPS sau de hărți, dar atunci când nu există claritate în ceea ce privește adresa și eventual numerele de telefon nu mai sunt valabile, ne este mai greu să dăm de dumneavoastră. Așadar, v-am fi recunoscători dacă ne-ați ajuta să vă găsim mai ușor. Simbria pentru anul acesta este de 150 de lei pentru familiile întregi, respectiv 75 pentru familiile mixte și persoanele singure sau văduve. Oferta pentru seminar sau alte oferte sunt benevole. Ieri am avut surpriza ca cineva să ofere niște bani pentru căldură. A fost o surpriză plăcută. Dacă mai sunt astfel de surprize, sunt binevenite și vă mulțumim. Mulțumim celor care sunt dispuși să dirigeze către parohia noastră prin formularul 230 cei 2% din impozitul pe salariul sau pensia de anul trecut. În lumina celor pe care ni le spunea Părintele Diacon Laurențiu la predică, aș face o recomandare tuturor dumneavoastră, în special familiilor tinere sau acelor familii care trec prin anumite dificultăți. Sigur, noi aici din parohie suntem aleși de Dumnezeu prin superiorii noștri, prin preasfințiții noștri, să vă fim călăuzele dumneavoastră spirituale către Dumnezeu. Apelați cu toată încrederea la ajutorul nostru. Deranjați-ne. Nu este niciun deranj, dar deranjați-ne. Apelați la noi atunci când este nevoie, nu când este tardivă deja această apelare. Sunt multe familii care au trecut prin dificultăți, prin crize și nu le-au rezolvat tocmai pentru că s-au gândit că poate ne deranjează. Vă rugăm, deranjați-ne. Pentru aceasta suntem, pentru a vă ajuta. Dacă știți că trece sau cunoașteți pe cineva care trece printr-o situație dificilă, printr-o criză de familie, îndrumați-i către noi pentru ca să îi ajutăm. Și sigur, vă mulțumim tuturor dumneavoastră pentru că ne primiți în casele dumneavoastră. Este o vorbă care spune, în casa unde nu intră medicul sau preotul, acolo intră boala sau păcatul. Deschideți cu generozitate ușa caselor dumneavoastră pentru a primi vizita lui Dumnezeu prin persoana noastră. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată, cu mult spor și o duminică frumoasă în continuare, reînnoind recomandarea ca jertfa Sfintei Liturghii să o începem cu toții, în numele Domnului, în numele Sfintei Treimi și să o încheiem cu toții în același nume al Sfintei Treimi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim!